câte mă urmăriți pe Twitter, dar în seara asta o să plec la mare și m-am gândit să fac un mic clipuleț repede de tot cu produsele care o să mi le cumpăr eu. O să mi le cumpăr. Produsele care o să mi le iau cu mine la mare de make-up și de skincare. Cer scuze că arăt așa, dar sunt nemachiată, nearanjată, nimic, îmi fac bagajul pe aici. Tot ce o să iau cu mine o să fie aceste două portfarduri. Și aici mi-am pus lucrurile de skincare și aici lucrurile de make-up. Bine, mai am un portfard mai mare, numai că acolo am gel de duș, periuță de dinți, chestii de genul. O să încep cu skincare. Ce iau la mine sunt șervețelele astea de machiante de la Senza. Le-am cumpărat din Kaufland și sunt ok. După care, mășile mele pe care vi le-am mai prezentat. Acestea. Crema mea de față de la Nivea. Este cea pentru... Este crema de zi pentru ten normal spre mixt, ceva de genul. Crema de ochi, de fapt gelul de ochi de la The Body Shop. Este crema mea de ochi preferată, slash gel. Dacă vedeți, aproape că nu mai am deloc. Trebuie să-mi cumpăr altul. Mai am un săpun de față, numai că e în cealaltă gentuță, care am pus-o deja în bagaj. Și nu pot să vă arăt, dar e pur și simplu un săpun de față obișnuit, adică... Dove, mi se pare că e. Da, Dove. Și mai iau burețelul acesta de la The Body Shop. Și cu el de obicei mă exfoliez. Mai mult pun săpunul pe el să facă spumă și când vreau să mă exfoliez apăs puțin mai tare și când vreau doar să mă spăl ușor, ating așa ușor pe față. Ce mai iau? Crema de la Aven, Cicalfat. Care, din păcate, observ că s-a rupt aici. Da, oricum, crema aceasta și o folosesc doar seara. Nu o folosesc și dimineața, doar seara. Mai mi-au crema aceasta de la Gerovital Stop Acne și o iau în caz că mi-apare cumva vreun coșuleț, să o pun seara pe coșuleț și dimineața nu mai e. Bine, mai e, dar foarte puțin. Și ultimul lucru, parfumul Jimmy Choo. Bine, știu că nu face parte din îngrijirea pielii, dar n-aveam unde să-l pun. Și îl știți, vi l-am arătat. Tot ce ține de machiaj, mi le-am pus în portfardul acesta. Și dacă sunteți interesați de unde am cumpărat portfardurile astea, le-am luat de la Bambu. Da, le-am cumpărat din Bambu. Nu mai știu cât au fost, în jur de 30 de lei și cel mare 40 de lei sau ceva gen. Oricum, dacă ați ști, pe blogul meu am obsesie pentru leopard și a trebuit să le cumpăr. Bun. Și o să le scot cum îmi vin din portfard, adică nu sunt într-o anumită ordine. O să-mi iau lip gloss-ul acesta de la Too Faced. Pardon. Blush-ul acesta de la Flormar. Stați să vă arăt și nuanța. Trusa aceasta de la Avon. Este din colecția aceea cu 24 de carate, ceva de genul. Benefit the Professional Primer. Corectorul Boeing, tot de la Benefit. Lip gloss-ul acesta de la Emoitorul Bourjois Healthy Mix. Ce mai au? Benefit Erase Paste. Creionul acesta de sprâncene de la Flormar.
Și este nuanța 401. Dacă vă interesează. Creionul acesta de ochi. Tot de la Flormar. Este un albastru drăguț. Acesta este nuanța 114. Un creion de buze, care e un creion de buze No Name, și că e de la Ani. Și cred că îl știți. Tot un creion de buze de la Flormar. Acesta. Și este nuanța 226. Un tuș de ochi de la Kalos. I-am făcut și un review pe blog dacă vă interesează. Și nu cred că are nuanță. Bă, da, e numărul 1. Oricum, e negru. Adică îl știți. Îmi iau... Acestea două de la Benefit și le-am primit o trusă de machiaj de la Benefit. Acesta este Benetint. Și acesta este High Beam. Rimelul de la Rimmel Glam Eyes. Și îl știți. Am vi-l mai arăt odată. Și nu știu dacă v-am zis, dar... Pentru că este foarte cauciucat, așa, nu știu. Foarte flexibilă. Ok. Și mai am pensule, ai văzut pensule. Nu-mi iau decât 3 pensule, pentru că oricum nu-mi iau pudră și nici fondeten. Și să-mi iau pensula aceasta pentru blush. Este de la The Body Shop. Mă rog, este practic un kabuki mic. Este foarte, foarte moale. Chiar că ocupă mai puțin spațiu decât o pensulă mare. O să iau pensula aceasta pentru far de ochi pe toată pleaba. Și pensula mea preferată de la Sephora, pensula de blending. Și am zis că nu mi-am multe pensule pentru că nu cred că o să mă machiez chiar atât de mult, că cel mult o să folosesc poate rimel și poate seara o să folosesc mai mult machiaj, deși nu cred. Și îmi iau numărul 210 Pink Fame de la Rimmel și acesta. Am zis să-mi fac curaj să-l port. Acesta. Nu mă dau acum. Instant Mocha de la Avon. Ce mână? Nu știam. Sau care? Asta. Asta de aici. Și mai am Pink Blush de la numărul 006 de la Rimmel. Ce arată așa? Acesta. Și ultimul ruj este Pink Sunrise din gama Color Trends de la Avon. Și acesta. Și seamănă cu Eerie Fairy. Rujul meu preferat cât de cât. E acesta. Și o să-mi iau și un balsam de buze. Și m-am hotărât să le iau pe acesta de la The Body Shop. Este cel din colecția permanentă și e cel cu căpșuni. Plus că aș vrea să-l termin ca să pot să-mi iau altul. Și cam atât, asta e tot ce o să iau la mine. Pe lângă haine și costum de baie. Sper că v-a plăcut. E un filmuleț foarte scurt, dar mă și grăbesc să fac bagajul, că vreau să plec cât mai repede, deși cred că o să plec pe la 5.
O să filmez cât o să fiu acolo, cam ce fac. M-am gândit să fac un mic vlog la mare și să vă arăt cam cum a fost. Și nu știu, dacă cineva e pe la mare, să mă anunțe, să-mi dea un mesaj pe Twitter sau ceva, sau un comentariu pe blog, să-mi zică că poate ne vedem la un suc. Sper că v-a plăcut și na, ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!